Cine încearcă să-i pună la masa negocierilor pe Zelenski și Putin? Rusia și Ucraina sunt îndemnate să cadă la pace. Mai exact, Organizația Națiunilor Unite, ONU, a cerut joi Rusiei și Ucrainei să consolideze contactele și coordonarea care au permis operațiunile de evacuare de la Mariupol pentru a relua discuțiile de pace blocate. Martin Griffiths avertizează, dacă războiul continuă, o criză alimentară globală ar putea duce la ani de foamete în masă. Operațiunile de succes de evacuare a civililor și a luptătorilor din oțelăria Azovstal din portul ucrainean devastat indică calea de întoarcere către negocieri mai ample pentru a pune capăt conflictului brutal, a declarat șeful Oneu Martin Griffiths. Acele operațiuni nu ar fi putut avea loc dacă nu ar fi fost cooperarea dintre Federația Rusă și autoritățile ucrainene. Îmi place să cred că faptul că această cooperare a funcționat relativ bine, în orice caz mult mai bine decât în săptămânile precedente, este ceva pe care putem construi, a declarat șeful ONU reporterilor la Geneva. Negocierile de pace se află într-un punct mort. Martin Griffiths, care revine dintr-o vizită din Africa, unde perioade consecutive de secetă au aruncat milioane de oameni într-o sărăcie extremă și în pragul foametei, a insistat, de asemenea, asupra necesității de a lăsa Ucraina să-și exporte cerealele. Trebuie să insistăm asupra virtuții dialogului pentru a pune capăt acestui război. Trebuie să ne întoarcem la masa de negociere, a insistat Griffiths. Turcia a găzduit de două ori negocieri directe între cele două părți și președintele turc și-ar dori acum un cu participarea președintelui rus Vladimir Putin și a celui ucrainean, Volodymyr Zelensky. Porturile ucrainene sunt sub blocadă rusă și Rusia, la rândul său, nu poate exporta fertilizatori din cauza sancțiunilor internaționale. Două elemente care contribuie puternic la creșterea accelerată a prețurilor alimentelor, a reamintit Griffiths. Trebuie ca aceste exporturi să se facă și să se facă repete, pentru că în Ucraina silozurile sunt pline de recolta precedentă, iar următoarea se apropie. Trebuie să-și pună cerealele undeva și noi trebuie să aducem aceste cereale în țările care au nevoie de ele. Trebuie ca războiul din Ucraina să fie rezolvat din numeroase motive, dar două dintre ele sunt importante. Primul este că avem nevoie de aceste recolte și trebuie ca ele să fie însămânțate și al doilea e că lumea are nevoie de pace în Ucraina, așa cum o merită și poporul ucrainean, a mai declarat Martin Griffiths.